Cartea cărților a fost un real ajutor pentru o mămică ucraineancă care a plecat din orașul ei de lângă Odessa și a ajuns în România în galați la centrul Emanuel Creștin. Ola a declarat pentru Alfa Omega TV că cele trei fetițe ale ei urmăreau cartea cărților foarte mult, iar în momentul în care a trebuit să plece din Ucraina a downloadat episoadele pentru a fi urmărite de fetele ei și în zonele fără internet. Desenele animate cu mesaj creștin au fost un ajutor în tot acest timp pentru ea pe drum către România și se bucură că există astfel de materiale dedicate copiilor care îi ajută să înțeleagă mai bine pe Dumnezeu, dar și situațiile în care se află. Numele meu este Olia. Am venit în România din cauza războiului. Am venit din orașul Ismail, regiunea Odessa. Sunt aici de două luni. Sunt foarte recunoscătoare pentru toți românii care îi susțin și ajută pe ucrainieni. Pe povădu mult film, Copiii mei iubesc un program la televizor care se numește Cartea Cărților. Este favoritul lor. Am trei fete și ele adoră să se uite la desenele acestea. Noi nu avem internet în apartamentul în care stăm. Dar Dar eu l-am descărcat special pentru copiii mei, ca să se poată uita și offline. Sunt foarte bucuroasă pentru copiii mei, fiindcă se pot apropia mai mult de Biblie prin cartea cărților. Sunt recunoscătoare pentru oamenii care au produs aceste desene animate.